Bun găsit la Fotbal Show, suntem în mijlocul unei zile cu trei partide din Superliga României și sigur multe alte partide din campionatele puternice pe programele Prima Sport. Se încinge tare lupta pentru play-off, UTA pe loc de play-off în acest moment, după victoria asta atât de necesară pentru echipa lui Reding 3-2 cu FCU Craiova. Așteptăm reacții și iată, deja încep partidele astea cu caracter decisiv, pentru că suntem în ultimele două etape din sezonul regulat și e luptă mare, luptă încinsă, multe speranțe legate de ultimul loc care duce în play-off. Ionuț Rada, Răzvan Pleșca, bun găsit! Să-i salut, Vlad! Bună ziua! Ce ziceți? Cine ar fi crezut? Cine ar fi crezut? Da, UTA care să fie, exact, iată, ultimele două etape, ultima etapă să joace loc de play-off. Țin cont de cum au început discuțiile și tot ceea ce s-a întâmplat la Rad cu jucătorii, că au venit foarte mulți jucători noi acolo, da? Și e greu să reușesc să formez o echipă, un joc. Iată că Rednic, și cu problemele pe care le-a avut de sănătate, totuși e cu șanse foarte, are șanse foarte mari pentru a ajunge în play-off. Da, frumoase aceste imagini, chiar vorbeam, Răzvan, înainte că UTA e tentantă așa pentru play-off. Adică poate să ofere ceva, oferă o atmosferă frumoasă, vine cu mulți suporteri la pachet în cazul în care ar intra acolo. Atmosfera e senzațională la Arad, chiar dacă, mă rog, stadionul e destul de mic, dar cred că UTA e echipa care beneficiază cel mai mult din ajutorul suporterilor. Cred că cel mai mare procent de puncte l-a obținut datorită suporterilor. Eu zic că și Rapidul e acolo, dar... Da. Și bine, Rapidul are și alt buget și alți... UTA, da, normal, la ce lotau. Nu era o echipă de play-off, hai să corect, fim sincer. Corect, dar mai ales la acolo... început. Da, da. Ei anul trecut au dat baraj pentru evitarea retrogradării. Și cine s-ar fi așteptat, câte probleme avea Rednic și la câte transferuri a făcut UTA să ajungă să fie doar în posura 30 asta. De transfer. Da, și oricum și pentru... 35 de transfer. Pentru Mircea Rednic... Asta e secretul. Bă, era... nu e. Să nu înțelegem că asta e rețeta, că la anul o să facă toate echipele la fel. O să facă alți 30. Oarecum e întâmplător, vezi, din punctul ăsta de vedere. Nu e normal într-un sezon de ăsta de reconstrucție totală, dublă reconstrucție, în aduci 35 de jucători, să faci performanță, nu prea e normal. Dar UTA poate, sau Rednic poate. Uite. Da, și era și pentru el așa un examen important de a reveni cumva cu niște rezultate bune, cu aceeași tactică a lui de a schimba jucătorii, de a veni foarte mult. Foarte corect. Pentru că știm foarte bine că a fost contestat. Da, da. În fine, lucrurile pe care nu le știm cu fiica lui pe post de agent de jucători și toate lucrurile care s-au scris, probleme de sănătate. De asta spun că cumva pentru Mircea Rednic acum, dacă reușește să ajungă în play-off, într-adevăr, poate să fie și un examen important și pentru ceea ce urmează în cariera lui. Și un restart pentru el, da. Exact. Fiindcă exact. Intrase, într-adevăr, într-o pasă proastă, cu rezultate proaste la Dinamo, la Farul, Viitorul. Da. Da, o să-l ascultăm pe Fabri, unul dintre cei mai buni jucători care are UTA în acest moment, marcator astăzi, îl ascultăm. Congratulations, a very important win for you in a O victorie foarte importantă pentru voi într-un moment foarte important din sezon. Basically now you have all the rights to hope to Practic acum aveți toate motivele să sperați, să visați. Yes, we play really good, I think also. Da, am jucat foarte bine. They have two situations. They score goal from this situation. Chiar și în prima repriză ei au avut doar două ocazii de gol și au marcat din ambele. Better. So I think we play good. Cred că am fost mai bun, am jucat bine. Goal today. I don't know how many assists. Six goals. Six goals. Three assists. How many assists? Three. 5 goluri, 3 pase de gol. Decisive in the last few games. How do you feel? Ai fost decisiv în ultimele meciuri, cum te simți? First of all, I am happy that I helped the team win. Sunt fericit că ajut echipa, că am ajutat și în acest meci și asta e important. Doesn't matter. Important that we win this game. Dacă marchează și alții, nu contează. Important e să câștigăm. Has special comparing the other teams that won this sixth place. What is your main quality? Care e principala voastră calitate în această luptă? Like you see now, we are more together like the team.
Suntem mult mai integrați ca echipă. In the season was not so good because everybody was new player. În prima parte n-a fost foarte bine pentru că toți erau jucători noi. Acum cu toții credem unii în alții. You know that besides the fight for the sixth place today you won and basically you got far away from the relegation zone. So cu această victorie, practic, vă îndepărtați de zona retrogradării. Unul dintre obiectivi e bifat. End of the regular season and the UTA is really, I don't know, it's peaceful now comparing to the last season. Acum e liniștită UTA la finalul sezonului regulat, comparând cu sezonul trecut. I know that we can go to the second league because I believe the team and I see that. Nu, nu putem să mergem în Liga a doua pentru că eu cred în echipă, văd calitate. Jucăm bine, ținem de minge, nu ne este frică și 100% nu vom retrograda, spune Fabio. De ce să vorbim de retrogradare? Cum putem vorbi de play-off? La UTA, ați mai remarcat ceva? Am văzut că joacă celelalte meciuri, să este pe loc de play-off. E pe loc de play-off în acest moment. O să vedem și noi clasamentul. Foarte strânsă luptă acolo. Ucluj singura echipă care e la mâna ei în momentul ăsta și nu depinde de alte rezultate. Ucluj care mai are de jucat cu Botoșan și Voluntari. UTA are deplasare la Dinamo în ultimul meci. Sepsi are cu Voluntari și cu Petrolul. Hermannstadt cu Oțelul, joacă imediat cu Oțelul și cu CFR. Cine are mai multe șanse? Cine vedeți că e favorizată sau cine credeți că va intra acolo? Răzvan. Cluj e favorită. Bine, ar mai fi și un mic semn de întrebare în legătură cu Farul, pentru că au acasă cu CFR Cluj și în deplasare la Botoșani. Corect. Dacă ar pierde cu CFR, ar sta cu ceva emoții, că nu îi ajută pe Farul meciurile directe. Dar UTA la Dinamo va fi care pe care. Eu cred că acum Hermannstadt nu va învinge pe Oțelul și va ieși din lupta pentru play-off, așa că. Și Sepsi stă bine, cu un program foarte bun. Are acasă cu Voluntari. Voluntari și apoi deplasare la Petrolul. Petrolul care deja e ieșit, ieșit din calcule. Da, în mare parte. Și Sepsi, teoretic, poate să facă 6 puncte, face și ea, 43. Vine și ea la 43. Anul trecut s-a intrat cu 42 de puncte în play-off. Deci, bun, dar în anul ăsta e bătălia mai mare. Da, dar tot ai nevoie. Deci UTA cu 40 de puncte nu va intra în play-off. Asta da, corect. Lor le trebuie victorie la Dinamo. Corect. Sau altfel, printr-un noroc, printr-un joc al rezultatelor. La ultima etapă, din punctul ăsta de vedere, cred că vor fi 4 echipe implicate și... Va fi interesant de tot. Exact, asta etapă. E bine. Da, palpitantă această ultimă rundă. Și cred că, spre deosebire de alți ani, sunt și echipe care pot să facă ceva în play-off. Mi-așa mi se pare. Adică pot să încurce. Spre deosebire de anii când au intrat Clinceni și Voluntari, măcar vor intra echipe cu suporteri în play-off. Asta una, da? Sau echipe care să facă mai mult de 3 puncte sau 2 puncte, cât te-a făcut Sepsi odată? Și altele? Mediaș. Da, bine, pe de altă parte, și voi cu mediaș. Cum a fost și în cazul lui Sepsi să obțină mai multe puncte și automat, de la jocul pe care îl practicase în campionat, în play-off a fost o diferență foarte mare. De asta spun că și pentru echipele care vor prinde loc de play-off, trebuie să vedem exact care va fi reacția. Pentru că, deși Sepsi a arătat foarte bine în campionat, după care în play-off a fost... Da, mi se pare că ori motivezi foarte bine, ori trebuie asta să ai niște jucători care ei să se auto doar intrare în play-off. Motivezi. Da, da, da. Dacă nu continuă o motivație sau dacă nu continuă, nu știu, antrenorul care să le dea motivația asta, după care vorbim și de partea financiară, pentru că acolo ar trebui să fie niște costuri și dacă sunt cluburi care au probleme, care nu-și permit lucrul ăsta, bă, ați intrat în play-off, acum mai... Hai că vedem imediat, apropo de partea financiară, ce spune Măldărășanu, care e convins că echipa lui e furată de arbitri și pentru că ei sunt în insolvență. Îl văd pe Bauza la declarații. Haideți să-l ascultăm că iarăși astăzi a făcut un meci. A fost cel mai bun jucător al Craiovei și putea să decidă meciul, sigur, dacă nu erau golurile primite. Bună ziua! Cât de dezamăgit sunteți de acest rezultat, mai ales că ați reușit să reveniți de 2 ori în joc, a treia oară nu s-a mai putut. Bună ziua! Te sta preguntando si estamos, no sé, desilusionado porque volvimos a empatar 2-2 y en final perdió. Buenos días. Sí, claro. Honestamente estamos en un momento muy malo. Estamos perdiendo muchos puntos. De hecho, perdemos, ni siquiera empatamos. Y es urgente que tenemos que cambiar el chip y hacer las cosas mejor porque si seguimos este camino realmente nos puede ir muy mal.
A zis că suntem într-o situație foarte, foarte rea. Pierdem puncte după puncte, nici măcar nu reușim să obținem măcar un rezultat de egalitate. Și dacă nu reușim să ne dăm un restart, e foarte posibil să se termine rău. Te-am mai întrebat și cu alte ocazii. Cum se face că totuși aveți poate unul dintre cele mai de calitate loturi din România și în același timp, iată, sunteți și mai aproape de locurile de baraj. Tu cum îți explici acest lucru? Dice que no sé cómo se hace, que tenemos uno de los mejores planteles de la liga, pero todavía estamos bajo y no ganamos, no sumamos puntos. Bueno, es claro que tenemos que mejorar muchas cosas, seguir entrenando, pero ya no tenemos tiempo ni margen de error. Se viene el partido más importante para nosotros, el derbi contra CSU, así que en esta semana, en estos días que tengamos de trabajo, sí o sí tenemos que hacer la cosa bien y mejorar todo lo que hicimos mal para poder ganarlo. A zis că vine unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, derbiul orașului. Trebuie să, nu știu, să îmbunătățim unele lucruri și să facem tot posibilul să câștigăm. Juan, poate fi o cauză acestor rezultate și, nu știu, instabilitatea la nivel de bancă tehnică, poate și o problemă mentală la voi, că lumea se așteaptă tot timpul de la voi să jucați foarte bine și poate și presiunea asta se răsfrânge asupra voastră. Cam care crezi că e explicația? Te pregunta si vos pensás que, no sé, el problema para la situación es también todo esto lo que pasa en el banquillo porque cambian los entrenadores y si vos pensás que no afecta. Todo afecta, pero el problema somos nosotros, los jugadores. Tenemos que jugar como hombres y no como niños. Cambiamos de entrenador, cambiamos el profesor físico también y seguimos perdiendo. Entonces el problema en este momento somos nosotros. Seguramente lo que pase afuera nos afecta, pero los jugadores somos los que estamos adentro de la cancha y los que tenemos que decidir y tomar buenas decisiones y hacer las cosas bien. A spus că, într-adevăr, lucrurile care se întâmplă în jurul echipei pot afecta jucătorii, dar în final, în teren suntem noi și trebuie să jucăm ca niște bărbați, nu ca niște puști. Mulțumesc. Mersi. Remarcam noi că Bauza nici măcar nu înțelege limba română, care are nevoie de translator după atâta timp. Da, și antrenorul italian și... care fusese înainte deja vorbea... Da, la ce a fost de folos. La nu, vreau să zic că el învățase mult mai repede și să vorbească de și de să... De mulți ani, de câți ani? 4 ani, 5 ani în România. Mai mult. A fost la Miercureaciuc acolo. A fost poate la Miercureaciuc. Nu s-a vorbit așa mult română. Da, probabil. Da, Craiova se vorbește. Și nici măcar să nu înțelegi. Înțeleg că nu poate vorbi, dar are nevoie și... Translatorul ăla la ce ia salariu, nu? Da, oricum, Bauza, FCU Craiova dă impresia, oricât de multe goluri ar marca, va primi cu unul mai mult. Mm-hmm. Adică așa, nu știu. E o degringoladă acolo. Nu, dar sunt problemele astea, în apărare. Adică da, nu e organizare, nu e organizată. Au revenit azi de două ori, au egalat, dar impresia era că vor mai primi. Da, corect. Da, asta e clar că pe partea de organizarea jocului, din punct de vedere tactic, pentru că e normal, te duci și ataci cu 4-5 jucători, după care dacă apărarea nu vine sau după care mijlocul nu securizează. Și cine să le spună astea? Antrenorul, nu? Păi dacă nu este antrenor. Da, am văzut la interviu că plecăm. Spunea că jucătorii noi trebuie să facem lucrul ăsta, să ne unim. Sunt total de acord că de multe ori vine această forță și din interiorul echipei, dar cumva trebuie coordonată de cineva. Absolut. Adică nu... Altfel ar juca echipele fără antrenori. Exact. Sunt jucători care au nevoie de cineva care să le ofere, să spun, niște direcții. Nu? Aproape că nu merită Bauza și Barça să joace în play-out. Și alții de pe acolo. Clar, că sunt jucători de play-off, bineînțeles. Da, dar iată că... Au fost meciuri. Ei sunt victimele unei alegeri greșite, făcută de Mititelu. Cu acest Constantin a fost o alegere greșită. A venit, n-a făcut nimic. Nu și-a pus amprenta deloc, n-a ajutat. El și-asumă toate aceste mutări. Până la urmă, trebuie să învețe că nu fac bine echipei, nu fac bine rezultatelor pe care le vedem acum. Deși multe momente văzusem la FCU Craiova, joc bun și chiar dădător de speranță că va fi echipa din play-off. Hai să vedem acum ce antrenor va alege Mititelu, un moment important cu siguranță pentru Craiova. Pauză, dar ne întoarcem, vorbim și de meciul care urmează și vedem acea declarație a lui Măldărășanu, care se plânge că echipa lui e furată de arbitri și acuză un central că a mințit. Mm.
Ne-am întors așadar victorie pentru UTA 3-2 astăzi. Îmi spunea Răzvan, câte goluri au primite din faze fixe? 18 goluri UTA primite din faze fixe. E o problemă, trebuie să o rezolve. Îmi pare enorm de mult, nu? Într-un campionat. Și o fază cumva oprită, adică o poți pregăti. Păi asta zic, de asta mi se pare enorm, că ăstea se antrenează, nu? Da, da, da. Și mi-aduc aminte și când era Dică la FCSB, aveau aceeași problemă. Primeau foarte multe goluri din fază fixă. La fel și acum. Ne uitam la golul pe care l-au primit, golul marcat de Bauza, că momentul în care, înainte de a se fluiera, practic, normal, nu poți să faci marcaj fix, ci zonă, dar o zonă în care toți jucătorii trebuie să atace în față, diagonală. Mm. Ori ei aleargă spre poartă tot și normal că Bauza vine în față și îți atacă și marchează. Poate s-au concentrat pe atac. Antrenează mai mult atacul. Asta e o consecință a faptului când schimb foarte mulți jucători, că acolo se simte, la faze fixe, pentru că nu se cunosc jucătorii. Și... Da, cu toate. Și nici n-ai avut timp să faci antrenamente cu toți. Cu toți, exact. Da, are logică. Astăzi un duel interesant, așa, un afiș foarte interesant, Hagi versus Mutu, joacă de seară Farul CFR. Haideți să vedem ce au spus cei doi golgheteri ai naționalei. La noi contează de unde începe faza ofensivă. Ok, atunci înseamnă că de acolo trebuie început, de la fundaj, de la portar, mijlocași și după aia atacanții care și ei au partea de combinații, finalizare, care trebuie să o facă foarte bine. Dar cred eu că atât fotbal nu are doar o fază, are două faze, și ofensivul și defensivul, trebuie să le facem mai bine, în special aceste meciuri, așa cum cred eu de la începutul anului am făcut niște lucruri bune, dar am făcut și niște anumite lucruri când cred eu că două, trei meciuri în care n-am fost noi. În special aceste meciuri împotriva lui Gică Hagi, mai ales din punct de vedere tactic? Speciale. Meci greu. Farul știe ce joacă de an bun de zile, cam aceeași lucruri face Gică, indiferent de sistem, cam aceleași mișcări. Bineînțeles că e o echipă greu de bătut. Au valoare, au demonstrat-o și anul trecut, chiar dacă nimeni nu ne dea nicio șansă câștigând campionatul. Deci e o echipă care o respectă mult, dar noi ducem acolo să luăm cele trei puncte, pentru că vrem să rămânem aproape de Rapid și de FCSB, care sunt în fruntea clasamentului. Nu vezi mai departe lupta asta? Nu, FCSB și Rapid au primele șanse. Cum o văd? Complicată, grea, nu o să înjumătățească punctele. Bineînțeles că noi vrem să câștigăm ultimele două etape rămase în campionatul regular pentru a putea spera la ceva în play-off. Și în economia zi campionatului, cred că e important ca astea două meciuri să scoatem puncte. Dar hai să luăm pe ăsta primul cu Farul, unde ne dorim să luăm cele trei puncte, bineînțeles. Interesant duelul ăsta, nu? Al decarilor naționale. Care a fost mai bun, Hagi sau Mutu? Adică Hagi, din punctul meu de vedere, nu... Dacă tu ai fost la FIBA seara, la generația de aur, da, ești încă sub influența emoțiilor de acolo. Răzvan, care a fost mai bun? Hagi. Totuși, nu putem compara. Cel puțin pentru generația noastră. Poate pentru cei mai tineri care... Deci nu l-au eu prins cred așa că putem compara așa, dacă sunt argumente și pentru Mutu. Sunt, cu siguranță. Da, bine, în Italia... Tu a marcat mai multe goluri în străinătate, dacă vrei. Doar un singur argument. Da, a dat peste 100 de goluri în Serie A. Exact. Și la națională a dat multe goluri, dar că nu a avut așa multe rezultate cu echipa națională. Da, a fost la două europene, la niciun mondial. Corect. Pe Hagi l-a ajutat și echipa, știi? Și trofeele. Legat de echipa națională l-a ajutat și cei de pe lângă. Și trofeele. Hagi totuși are Cupa UEFA, de două ori Supercupa Europei. Corect. Plus și clubele unde a jucat, da. Adică Real Madrid, Barcelona, care bineînțeles gata asta, de acolo a câștigat deja trofeul european. Adică cred că Mutu ar fi avut potențial și mai mare, doar că sub. De acolo acelea s-ar fi putut. Sigur. Da. Ar fi avut. Joacă Hermașta cu Oțelul, meci crucial pentru Hermașta, care trebuie, e obligată să câștige ca să rămână în lupta asta pentru play-off. Și s-a vorbit mult de golul ăla care nu s-a mai dat din meciul cu Dinamo. Moldărășanu foarte supărat, hai să vedem ce spune, pentru că face niște acuze grave la adresa arbitrului și spune ceea ce noi nu știam. Și atunci schimbă datele probleme și legat de ce ne-a spus Vasaras. Legat de situația golului nostru, și Iani Stoica a avut o discuție cu arbitrul central Călin, întrebându-l ce se analizează,
a zis că este gol, dar se analizează offside-ul dinainte. Și atunci, dacă știam asta, atunci vorbeam, punctam, repet asta imediat după meci. Însă, de ce vreau să... Și cu asta o să încheiem cu arbitrajul, dar e normal să spunem lucruri pe nume. În momentul în care spui lucrurile astea, este clar că între cei din camera VAR și arbitrii de pe teren nu a existat o sincronizare. Până la urmă trebuie să fie o decizie corectă. Tu ca și central poți să mergi la VAR. Dar ce vreau să punctez este că ai mințit un copil și alții pe bancă și alți jucători. Și din câte am auzit, arbitru Călin vrea să candideze să intre în politică. Cred că eu cel puțin am frații mei de ani de zile stabiliți în străinătate, am primul băiat plecat în străinătate să-și încerce norocul. Este clar că în situația mea sunt foarte multe familii. De ce? Pentru că țara asta încă nu este așa cum trebuie. Și atunci, dacă vrem oameni în politică, trebuie să avem oameni cu coloană vertebrală și integri. În momentul în care tu ai spus niște lucruri, îi spui jucătorului că a fost gol, dar să analizezi offside-ul și pe urmă vezi că nu este offside și pe urmă în continuare, atunci este un semn mare de întrebare. De ce spun asta? Pentru că aș vrea ca arbitru Călin să iasă să spună public dacă e adevărată discuția asta, să recunoască dacă a greșit, să-și asume și atunci eu, din păcate, nu pot să-l votez pentru că nu sunt de acolo unde va candida el. Dar va avea respectul meu, indiferent că noi mergem în play-off. Atâta vreau. Pentru că în momentul în care tu recunoști că ai greșit și ți-asumi, este un pas înainte și atunci avem nevoie de astfel de oameni. Dacă stai să te pitești, atunci e o problemă mare. Așteptăm răspunsul arbitrului Călin, care nu va veni niciodată, desigur. Poate în campania electorală va veni răspunsul, da. Foarte interesant ce spune Mălderășanu, pentru că schimbă total datele problemei. Fiindcă a venit Vasaras și a spus legat de acea fază, asta e faza, că s-a analizat în camera VAR dacă e gol. Nu s-a pus problema de offside, pentru că mingea acolo venea de la adversar și nu era vorba de offside. Dar ce îi spune arbitrul Iulian Călin, Luian Istoica pe teren, îi spune total invers. Și asta ar însemna că și Vasara să ascunde adevărul sau încearcă să protejeze arbitrii și să nu-i facă de râs. Că dacă ei analizau aici că a fost sau nu a fost offside, mingea venit de la adversar, clar, atunci clar se fac de râs. Nu? Răzvan? Da, eram aici, chiar cu Ionuț. În formula asta eram când am analizat faza asta. Și atunci a fost o decizie inexplicabilă. Acum, explicația arbitrului pe teren. O înțeleg. Am pățit și noi așa. De arbitru ce? Cumva ca să calmeze lucrurile, dă vina sau mută atenția pe cei din camera VAR. Iani Stoica nu mai putea să se certe cu cei din camera VAR. Dar nu-i spune lui Iani Stoica, analizăm dacă a fost gol. Îi spune lui Iani Stoica, a fost gol, vedem dacă a fost offside acum. Ok, și l-a mințit, da. Poate l-a mințit. Nu... Și uite aici un detaliu, cred eu, important. Uite de unde se rea jocul. Păi nu, s-a dat offside. În mod eronat. Păi și de ce a spus Vasaras că n-a fost offside, că au analizat dacă e sau nu e gol? A spus că s-a luat decizia greșită de a se acorda offside, că n-a fost gol. A, bine, asta uite, e offside, dar arată... Da, e offside. E offside, au dat. Au dat offside, oameni. Iar Vasaras spune, mi se pare că spune altceva. Asta doar la reacția vehementă a lui Mălderășanu. Are dreptate. Dar vorbim despre o fază petrecută în minutul 42. Bun, dar e un gol, știi cum e? Un gol poate să te ducă în play-off sau în play-out. Era minutul 42. Așa e, da. Puteai și să egalezi după aia la o altă fază. Bun, dacă ești o super echipă, dar vezi că lucrurile sunt echilibrate. Da, te agăți de momente, te agăți de un rezultat, poate că intrau... Și micile detalii vor face diferența, da. Foarte supărat Mălderășanu. O să vedem imediat că joacă Hermastad cu Coțelul. Cine e favorit aici? X-ul. Sunt două echipe cu foarte multe egale. Cele mai mari, dar mai ales Coțelul are, nu știu, 13 rezultate. Pentru că Hermastad n-are deloc meci ușor. Mi se pare că Coțelul chiar, nu știu, stă mai bine, are moral mai bun, cel puțin. Din echipele angrenate în lupta pentru play-off, Hermastad are cel mai greu meci. Se joacă cu Voluntari, UTA joacă cu FCU Craiova, UTA joacă cu Botoșani. Hermastad joacă acasă, dar și cel mai greu program, că după meciul ăsta cu Oțelul vine și un meci cu CFR în deplasare. Da. Și pentru Hermastad destul de dificil.
Dar... A bine, seaca să încearcă să spere până ultima. Clar că meciul din care va începe acum va fi decisiv pentru și pentru moral, nu neapărat pentru așa ce se va întâmpla pe mai departe, dar e clar că sunt cred că frustrarea lui Măldrășanu este pentru că din spate cumva, dacă ar fi obținut, să spunem așa, niște 3 puncte sau acolo la meciul cu Dinamo, de acolo vine cumva frustrarea, pentru că își dă seama că meciul de astăzi e foarte greu. Bă, care era la fel cel cu CFR, cumva s-a cam dus. Da, poate că a simțit că acolo s-a rupt. Acolo s-a rupt și de asta cumva toată lumea... Corect, ai dreptate. E o mică frustrare pentru că Hermann Stad a fost pe locul 4-5, a fost tot timpul pe loc de play-off. Da. Până acum aproape da, și final. Simt că au fost anumite lucruri care s-au întâmplat nu numai la meciul cu Dinamo, ci au mai fost, mai spusese la un dat și de o fază de la Galați. Da. Și cred că au adunat cumva simțind că acum... a spus el la un moment dat, le-am spus jucătorilor că trebuie să fim perfecți pentru că noi suntem în insolvență exact. Și suntem ținte sau ceva în genul ăsta. Adică a dat de înțeles că nu-i dorește lumea în play-off, că sunt insolvență. Nu sunt doriți în play-off pentru că n-au drept de joc în cupele europene participa degeaba. Bun, acum, dar ce nu înțeleg eu, când ne uitam pe stadion, de ce nu vine lume la meciul ăsta? E Sibiu, oraș frumos, e timpul plăcut afară, meci decisiv, stadion nou. Uite, nu vine, nu. Da. Tribunele sunt goale. Bine, sigur, mai este timp, că ăsta sunt imagini indirect. Dar, nu, mă îndoiesc că se va umple așa din 5 minute. Asta ne întoarcem și la ceea ce propusese patronul cel de la Rapid, ca pe viitor, drepturile să se împartă și în funcție de audiență. Adică... Nu va trece niciodată. Pentru că trebuie votată de toți clubul comitetul executiv. Să se implice mai mult și în viața oarecum a suporterului, adică să-l implice mai mult. Pentru că sunt multe cluburi care nu dau doi bani pe chestia asta. Sunt de acord, clar. Mircea Rednic, foarte fericit, Mircea Rednic. Îi văd zâmbetul de aici, haideți să-l ascultăm. Bună ziua, felicitări pentru victorie. Mulțumesc. Primul pas din cei doi pe care mai aveați de făcut în acest final l-ați făcut, cu puține emoții. Cu puține emoții, un pas important, 40 de puncte. Cine credea că la începutul de sezon să ajungem în situația asta în care să avem șanse reale pentru a fi în play-off. Asta ne dorim, nu o să fie ușor. Și astăzi am întâlnit o echipă, eu cred că cel mai bun meci al echipei Craiova din ultimele 3 etape, că noi am urmărit, am analizat și într-adevăr chiar au făcut și ne-au chinit. Am și spus înainte la interviu că au calitate și se vede. Păcat că n-au stabilitate la nivel de bancă tehnică. Eu cred că aici e o problemă. Adrian, care pune foarte mult suflet și eforturi financiare, face, deci aici dacă a reușit să găsească, pentru că are un lot bun. La finalul meciului arătați ceva acolo cu degetul. N-am văzut prea bine că erați... 4 și cu 0, 40. Am înțeles, numărul de puncte. Și acum încrucișați degetele când joacă celelalte? Le încrucișați așa? Da, cum e vorba aia, ne ține de coconiete. De ucluși, de sepsi, de... Așa suntem noi români, dar nu vrem, da? Oricum depinde și de celelalte rezultate. Depinde. Chiar îmi pare rău că ajungem la mâna celorlalte echipe, dar... Pentru ce am realizat până acum, eu cred că și noi și suporterii noștri care astăzi au fost incredibili, ce atmosferă au putut să creeze și totuși sprijinul lor a contat. Și la meciul trecut, când și acolo au fost momente dificile și la acest meci. Le mulțumesc din suflet și să fie în continuare alături de echipă și să vină la București să ne susțină, pentru că care păcare, e șansa noastră și ar fi păcat să nu ne o jucăm. Dar înainte de această ultimă etapă aș vrea să subliniem puțin și numărul ăsta 40, pentru că e cea mai bună evoluție a UTEI de când a promovat ultima dată. Și așa, din experiența mea, mai ales din experiența dumneavoastră, numărul ăsta de puncte vă duce departe de retrogradare, adică doar printr-o mare dezastru mai puteți ajunge așa, pe loc retrogradare. 27, deci nu sunt jumătățite, nu e. Nu, dar nici nu mai e chiar atât de greu, adică față de cum a fost. Oricum față de cum a fost. A jucat baraj, adică... Și ați văzut, multă lume și-a dat cu părerea la început că retrogradăm, că au fost situații în primele etape când chiar n-am avut 20 de inși, n-am putut să aliniez pe bancă, pe foaia de meci 20 de inși. S-a început treptat, am mai și greșit, ce mă bucur că
Bine, ultimul cuvânt eu l-am avut, dar au fost și foarte mulți jucători propuși de cei de la club, care s-au format un comitet de urgență executiv și care fiecare și-a dat cu părerea și mi-au pus foarte mulți jucători la dispoziție și eu am fost cel care am ales. Ținând cont de situație, de asta eu cred că a fost o alegere bună. Normal că au mai fost și jucători care n-au corespus. Ce mă bucur că cei care au plecat în perioada asta au plecat cu salariile la zi, n-a mai fost cazul să le mai dăm în plus un salariu sau două. Ne-am descurcat. Nu uitați că a fost o perioadă destul de lungă în care noi n-am jucat aici. E altceva, când jos cu suporterii pe un gazon foarte bun, eu sunt sigur că mai aveam câteva puncte în plus, sau dacă aș fi avut lotul ăsta la început de sezon, mai mult ca sigur aveam mai multe puncte. Cred că Mircea Redi e antrenorul din România cu cea mai multă încredere din partea conducerii. S-a dus atâția jucători. Să-ți dea încredere că aduci niște jucători pe urmă, de-aia afară, după o săptămână, două, o lună. Da, un risc, un risc pe care și l-au asumat și iată că, la urmă, a reușit. Putea să le iasă. A reușit. A reușit dacă intră în play-off. Dacă nu intră în play-off, știi cum e. Cred că la cum au terminat sezonul trecut și la probleme care au fost, chiar dacă nu va intra în play-off și va termina cu o altă energie campionatul ăsta... Tot e un câștig? Tot e un câștig. Mm-hmm. Adică va ajunge cumva... Clar va continua, dacă lucrurile merg în continuare la fel, și va putea să pregătească pentru sezonul următor. Vedem echipe la Hermannstadt Oțelul, partida care începe la ora 17. Asta e Hermannstadtul, echipă foarte ofensivă, așa pe foaie, cu Paraschiv, Iancu, Stoica, Balaure, Stoica, da, patru atacanți, am putea spune, nu? Păi, au joacă... nevoie de victorie, da, egalul nu-i ajută deloc. Nu-i ajută, e un meci de totul sau nimic pentru Hermannstadt. Pentru Măldărășanu, cred că ar fi o mare dezamăgire pentru Măldărășanu să nu prindă play-off-ul și cred că asta se va întâmpla, fiindcă, cum spuneai tu, ei au fost tot timpul sus. Acum. Măldărășanu e un antrenor care, sigur, are mai multe pretenții la cariera lui. Să vedem și Oțelul. De la Oțelul, ce ziceți de acest Alexandru Pop? E un jucător care ar putea juca la o echipă mai bună? E un jucător de echipă de top? Bine, un jucător care a arătat bine, are potențial. Am văzut ce gol a dat cu CFR. Da, asta spun, că un jucător care are o tehnică bună de lovire a mingii, e un jucător, dar iar ne entuziasmăm după câteva meciuri bune. Să mai așteptăm. Să mai așteptăm un pic. Adică are nevoie să continue, are nevoie să joace, să prindă încredere și după aia, bineînțeles, să facă pasul la o echipă importantă, ca de acolo iar la fel să continue dezvoltarea lui. Însă e unul dintre jucătorii care a ieșit în evidență. Clar s-a remarcat, da. Și nu doar meciul trecut. Cred da, că da, nu. Poate fi vândut, poate în Israel sau în Arabia Saudită pe o sumă importantă, dar nu cred că îl va cumpăra o echipă mare de la noi. Pentru că nu se pliază, nu e tânăr ca să-l ia FCSB-ul. Ah, corect. Și Rapidul a investit doar în jucători tineri și nici nu e genul de atacant central ca și companiu. Hai să vedem ce face și azi și ce se întâmplă în Hermannstadt de Oțelul. Lupta pentru play-off continuă. Mulțumesc, domnilor, să aveți o seară frumoasă, pentru că va fi una cu mult fotbal pe programele Prima Sport.